Pe următorul nostru invitat o să-l îndrăgiți din prima. Posibil să-l și cunoașteți, pentru că joacă în filme, a apărut deja în foarte multe emisiuni și a apărut și la știri. E, nu știu cum să vă spun așa, un fel de tatăl lor. Bună dimineața, Aki! Ce faci? Cum ești? Asta este, vedeți? Deci totul este sub control. Apropo, dacă vrei să-mi zici ceva, să-mi faci un semn, Aki, să știți că nu a venit singur, nu că nu s-ar descurca, dar îi place așa să fie însoțit. Mihai Nae, instructor canin, este alături de noi în această dimineață. Bun găsit, Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Aș vrea să te întreb pentru început, când și unde începe povestea ta cu Aki? Acum, să zic, 2 ani și jumătate. Practic a fost un client ca oricare altul, însă a devenit mai mult de atât, pentru că în acest moment, să zic, că mi este coleg de proiect, coleg de platou, coleg de orice, suntem colegi, tovarăși, nu se mai pune problema de a fi elevul meu, cu toate că dresajul nu se termină niciodată și întotdeauna rămâne ceva de făcut sau, exact cum am mai spus, ceva ce nu a fost făcut. Dar el este Aki, e un câine care până la vârsta asta a făcut foarte multe lucruri, a jucat este în filme. Este o vedetă deja. Da, are foarte multe emisiuni la activ. Vreau să te întreb așa, foarte important pentru câine este, mă rog, pentru câine, pentru noi de fapt, este să fie controlat câinele și fără lesă, da? Vreau să te întreb cum facem acest lucru, cum putem dresa un câine? Dresajul fără lesă, bineînțeles că face parte din a doua etapă, practic. Prima etapă este dedicată dresajului cu lesă, după care se trece la fără lesă, însă recompensarea, chiar și corecția făcută în parametri și la timp, cât și lucrul, pentru că este foarte important, duc la a avea un câine disciplinat. El nu este numai, să zic, rezultatul meu, este și rezultatul stăpânului lui, Dan Ioana, care se ocupă intens de el, pentru că un astfel de câine atomic, ca să spun așa, trebuie să aibă parte de atenție aproape necondiționat. De la ce vârstă putem duce câinele la adresat? Ce vârstă ar trebui să aibă câinele? El a început pe la vârsta de 3 luni și jumătate. Atunci e indicat pentru orice câine sau depinde și de rasă? În general, între 3 și 4 luni. Orice rasă trebuie să fie dresată. Indiferent că vorbim despre un câine de talie mică sau un câine de talie medie, ori de un câine de talie mare, nu contează. Important este să înțelegem cu toții că educația câinelui este mai mult decât importantă în a putea să conviețuim cu el la maturitate. Cu alte cuvinte, adică îl ducem la școală, da? Trebuie să îl ducem la școală, trebuie să ținem cont de faptul că o mâncare foarte bună este importantă pentru tonusul câinelui, pentru ceea ce înseamnă el, cât și educația. Mai departe vorbim despre socializare, vorbim despre atenția ta pe care o dai ca și stăpân, care este extrem de importantă și este bine, dacă nu ai timpul necesar pentru acest lucru, să nu ți-l însușești. Uite, apropo de asta, cel mai mult de prezența unui câine se bucură copilul, da? De la ce vârstă ar trebui să-i luăm copilului un câine? Aki e nerăbdător. Un copil poate să aibă câine de la orice vârstă. Importantă este rasa, important este, așa cum am spus, ceea ce putem noi să-i oferim câinelui ca și adulți. Uite, ce rase sunt potrivite pentru copii? N-aș putea să spun ce rasă. Malinois este un câine care se pretează, el iubește copiii, dar sunt tot felul de rase. Ciobănescu german, care iubește foarte mult copiii, boxerul, iarăși este un câine foarte atașat de copii, dar nu, n-aș putea, adică n-aș putea să spun o rasă anume. Toți câinii iubesc copiii, important este cum îi dăm educație și cum îl obișnuim. Relația dintre el și copil, da, acum că această rasă poate să fie o rasă ceva mai dură, da, cum este Malinois,
și atenția noastră trebuie să fie sporită. Bun, fără doar și poate, câinele este de un foarte mare ajutor și persoanelor cu dizabilități. Și aici avem deja un subiect destul de delicat. Aș vrea să te întreb, Mihai, cum alegem rasa, cum alegem câinele? Ținem cont de ce atunci când alegem un câine ghid, da, pentru persoanele cu dizabilități? De ce trebuie să ținem cont? În general, rasele non-violente sunt rasele folosite pentru... Hai să dăm și exemple. Genul labradorul. Însă trebuie să știți că nu orice exemplar de labrador poate fi apt pentru a avea un asemenea job. Sunt tot felul de teste foarte riguroase, ca dintr-un cuib să rămână, eu știu, un exemplar sau, eu știu, doi căței buni pentru astfel de situații, pentru că, repet, nu e vorba de rasă, este vorba de individ. Poți lucra cu el foarte mult, iar el să nu aibă aptitudini. Și dacă nu are aptitudini, este un câine hiperactiv și așa mai departe, nu va fi bun pentru asta. Adică mai mult va încurca. Deci vorbim și despre câini cu aptitudini. Bineînțeles. Uite, Aki, de pildă, ce aptitudine are? Ce fel de câine este? Este un câine a trecut la nivelul de câine actor. Da, pentru că joacă în spoturi publicitare, în filme și așa mai departe, însă... Este și un câine utilitar, așa cum se spune? Este un câine utilitar, este un câine de pază, asta a fost și partea grea a lucrurilor, pentru că un astfel de câine, căruia i s-a făcut dresajul de pază și protecție de real, a trebuit la un moment dat să poată să fie controlat pe platourile de filmare și de alte persoane, adică să empatizeze cumva cu actorii și așa mai departe. Și aici a fost ceva puțin mai greu, dar este un câine cu aptitudini și atunci s-a putut adapta și s-a pretat pentru genul ăsta de dresaj. Cea mai funny întâmplare cu Aki? Eram la filmările unui serial și a trebuit să pară a fi lup de pădure și a trebuit să-l vopsim chiar, da, să-l deghizăm. Asta a fost una dintre cele. El face tot felul de năzbâtii, e un câine alintat. Care le face pe toate până le face pe toate. E ca orice câine. Da, dar este un câine foarte iubit, un câine de familie și cred că asta îl face fericit. Este un câine pe care îl găsim și în interiorul poliției, în misiunile speciale, nu? Această rasă. Malinois la ora asta, da, ar fi cam cea mai bună rasă, cea mai folosită rasă dintre toate, pentru că poți face absolut orice cu el la foc automat. Se spune că dacă îi arunci de 100 de ori mingea, o să aștepte cu aceeași ardoare, cu aceeași plăcere să i-o arunci a 101 oară. E, și acum a sosit momentul să vedem și ce se întâmplă în practică. Da, ai pregătit două demonstrații, înțeleg, da. Aș vrea să ne spui care este prima. Avem una de disciplină, o să arătăm niște elemente de disciplină elementară. Te rog să te și ridici și încet, încet așa să vă intrați în rol. Avem doar două minute. Atent. La dispoziție, sper să le ducem la bun sfârșit. Și avem și un moment de pază. O să încep prin a vă arăta câte ceva din dresajul câinilor actori. O să-l pun să numere. Deci câte degete îi voi arăta, de atâtea ori va trebui să numere. Sperăm să ne și iasă, pentru că este dimineață. O să-i arăt două degete. Să vedem dacă o să late de dor. Aki? Bravo, puiule! O să-i arăt, să vedem, haide să vedem de trei ori. Aki? Bravo, pui! Bravo! Poate extrage radical și din leafa noastră? Lucrăm la asta, cred că e capabil. Atent, treci, ia, șezi, culcat, mort. Ăsta gol. Bravo, treci! Acum, o să arătăm și ceva din limbajul prin semne. Bravo, culcat, atent, mort. Bravo! Deci cum așa ceva? Bravo! Treci! Zi o vorbă! Bravo! Bravo! Acum o să-l invităm în platou pe infractorul nostru, pentru că va trebui o persoană specializată ca să ne dea ajutor pentru genul ăsta de exercițiu. O să vedeți ce și înseamnă vine un câine protejată. De control, da, o să vină protejat într-un costum de protecție. O să vă arătăm ce înseamnă un câine controlabil cu adevărat și un câine pe care te poți baza în adevăratul sens al cuvântului.
Atent, așteaptă. O să dau noroc cu el. Nu-i voie. Bravo. No, lasă, treci. Culcat. Bravo. Va trebui câinele să nu aplice mușcături. Repet, este un câine atomic, da? Este un câine care va trebui să facă pază, dar să fie controlabil în orice moment, da? Bun. O să dau din nou noroc. Om să fiu atacat de infractor. Acum mă voi întoarce cu spatele, iar câinele va aplica mușcături. Bravo, Aki! Bravo, puiule! Bravo! Este momentul să părăsesc studioul, treci, unul matinal. Nu, adică este cazul. Să știm o treabă. Pentru că, după cum vedeți, este un câine care poate ascultă fi controlat. Exact. Da? Și care aplică mușcături dure. Da? O să-l trimit acum după infractor. Prinde acolo, Aki! Bravo! Prinde acolo! Bravo! Priviți ce dur poate să fie acest câine. Și să și lase la comandă. Lasă! Treci! Chase. Foarte tare. Simt nevoia să-l întreb pe domnul dacă e ok. Din toate. Bun, perfect. Da, bun. El este Aki. Mai putem să o arătăm o pază la persoană. Dacă doriți, pas. Chase. Culcat. Pază. Dai să fugi. Bravo, privit. Acum a aplicat o mușcătură pe picior, pentru că el știe să aplice mușcături pe oricare parte a corpului, da? Bravo, prinde acolo, puile. Lasă! Treci! Culcat! Sigur nu trebuie să plec din platoul unu matinal, nu. Adică aș acesta... mai sta, dar parcă am treabă, știi? Acesta este Aki și acestea sunt o mică parte, să spun, din lucrurile pe care le face. Mulțumim tare mult! Spune, îmi doresc foarte mult ca oamenii să înceapă să iubească această rasă. O promovez cât de mult pot, pentru că sunt câini care merită, dar, atenție, nu sunt câini pentru oricine. Asta așa este. Mulțumesc tare mult! Eu vă mulțumesc.